Buenísimo. Bună ziua! Bună ziua! Stimați colegi, probabil că încă mai putem zice bună dimineața, ceea ce o să fac, vă zic bună dimineața tuturor. Noi suntem întruniți într-o ședință extraordinară a Senatului ASEM, nu atât de extraordinară prin ceea ce avem de gând să facem sau la solicitarea cuiva, extraordinară în sensul că nu este inclus în planul de activitate a Senatului pentru acest an calendaristic, an universitar. Dar am organizat-o în măsura în care în Republica Moldova are loc audierea rapoartelor pentru anul 2021 pentru proiectele de cercetare. S-a stabilit o perioadă de timp când această audiere urmează să aibă loc. Ședința ordinară a Senatului ASEM urma să aibă loc mai târziu, la sfârșitul lunii decembrie, pe 23 decembrie. Pare mi se, ședința precedentă a fost în luna octombrie. Nici cum aceste rapoarte nu puteau să fie audiate anterior, deci vă zic că suntem într-o ședință extraordinară a Senatului ASEM, care are la ordinea de zi o singură chestiune, audierea rapoartelor pentru anul 2021 a proiectelor de cercetare și inovare din cadrul programului de stat al Republicii Moldova pentru o perioadă 2020-2023. Adică va fi o a doua audiere a programului, a rapoartelor pe proiecte de cercetare științifică. Această ședință este un pic altfel și decât alte ședințe extraordinare în care ne întrunim noi membrii Senatului ASEM, prin faptul că, conform procedurilor de audiere și aprobare a acestor rapoarte, urmează să fie audiată inițial în ședințele senatelor universităților sau în ședințele consiliilor științifice ale instituțiilor de cercetare. Însă, în măsura în care suntem într-o perioadă de pandemie, una dificilă pentru a organiza aceste ședințe de audiere, pe lângă faptul că nu le putem organiza cu prezența fizică,
Am găsit o soluție prin care să nu fie organizate nici două ședințe separate, care țin de Senatul ASEM în cazul ăsta și secția de științe sociale, economice, umanistice și arte a Academiei de Științe, care urma să aibă loc după ședința Senatului ASEM și cu rezultatele audierilor din cadrul Senatului. Am decis să facem o ședință într-un fel comună, dar oricum urmează cronologic în cadrul acestei ședințe inițiale audierile specifice celor care au loc în cadrul Senatului ASEM, după care se vor implica și reprezentanții secției din care facem parte a Academiei de Științe. În acest context vreau să vă informez despre următoarele. În primul rând, avem un număr suficient de membri ai Senatului ASEM pentru ca această ședință extraordinară să fie declarată ca fiind una deliberativă și în felul ăsta declar ședința Senatului ASEM deschisă. 2. Pentru participare la această ședință au fost invitați conducerea Academiei de Știință a Republicii Moldova. Eu deocamdată ce puțin văd pe domnul profesor Aurelian Danilă, nu și restul, dar probabil că sunt prezenți pe platformă. Salut, Victor Moraru. Victor Moraru, vicepreședinte Academiei de Știință și președintele secției de Științe sociale, economice, umanice și artă Academiei de Știință. Văd pe doamna Liliana Kondratikova, secretar științific al Prezidiumului Academiei de Știință Republicii Moldova. Îl văd pe domnul Alexandru Stratan în calitate de director al Institutului de Cercetări Naționale de Cercetări Economice fără Academiei de Știință, zic, în cazul ăsta, dar în calitate de membru al secției noastre. Vreau să vă mai informez că au fost invitați în vederea participării la aceste audieri din partea Academiei de Științe, dar noi nu avem nimic împotrivă să acceptăm această invitație care a fost făcută. Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, dar nu suntem informați cine a fost delegat în vederea participării la această ședință. La fel, reprezentanții ANCD-ului, despre care la fel nu știu dacă sunt prezenți pe platformă și nu n-am fost informați anticipat despre faptul cine vor fi prezenți, se pot conecta oricând. Am fost informat că s-a conectat domnul președinte la Academiei de Știință a Republicii Moldova, domnul Tighineanu. Vă salutăm, domnule președinte, și pe dumneavoastră și pe ceilalți membri ai secției care sunt și membrii secției care sunt prezenți în această ședință. Cam asta a fost partea introductivă despre care am vrut să vă informez. Declarăm această ședință comună ca fiind una deschisă. Am stabilit o ordine în care vor fi examinate cele trei rapoarte pe proiectele de cercetare care sunt realizate în cadrul ASEM în acest an calendaristic 2021. Stimați colegi, vă mai informez că platforma Zoom a fost deschisă de către Academia de Știință, dânsii o administrează, vreau să cred că nu vom avea probleme. Noi am acceptat-o ca și instituție care bază organizează această ședință a Senatului ASEM și nu am deschis platforma noastră. Probabil că este posibil conectarea unui număr mai mare de persoane decât cea pe care o avem de obicei pe platforma Zoom. Nu cunosc care a fost specificul acceptat, link-ul acceptat de către cei care îl gestionează. Vreau să cred că vom rezista. Oricum, în cazul în care apară probleme, v-aș ruga cei care nu aveți nevoie la moment să interveniți și să conectați camera de luat vedere, să le deconectați și în cazul în care nu aveți nevoie la momentul respectiv de să conectați microfonul, la fel îl puteți deconecta pentru a avea o calitate mai bună a sunetului și imaginii. Dar nu este o condiție impusă, este o solicitare din partea noastră. Așa, deci eu am anunțat deja ordine de zi a ședinței Senatului și respectiva secției de științe sociale, economice, umanistice și arte Academiei de Științe. Vreau să vă mai informez că toate raporturile au fost supuse unei expertizări, nu se cunoaște din partea care au fost persoanele care au elaborat au făcut aceste expertize. Probabil că le vor prezenta ca și rezultat, dar anonime, conducerea secției din care facem parte. Ca și scenariu, vă propun pentru început să oferim cuvintele celor care vor prezenta rapoartele. Sunt persoanele responsabile sau în alte situații sunt anunțate ca fiind directori ai proiectelor de cercetare.
după care oferim tuturor celor prezenți pe platformă posibilitatea și dreptul de a, adresa întrebări, dar întrebări care țin de raportul care a fost prezentat, după care persoanele care prezintă raportul răspund la întrebări, vedem doar cum o facem, întrebare, răspuns sau toate întrebările și un singur răspuns, se acceptă o variantă și alta, puteți să indicați în chat varianta care o propuneți dumneavoastră, cei care prezintă raporte, după care va fi prezentat avizul sau haideți să o facem mai întâi altfel, după care aprobăm decizia Senatului ASEM. Nu am expediat acest proiect al deciziei și celor care nu sunt membri ai Senatului ASEM mi s-a spus că nu este necesar. După ce se aprobă decizia Senatului ASEM, nu a respectat niște norme de procedură, oferim ocazia să fie prezentat avizul care a expertizat proiectul, raportul pentru fiecare proiect în parte, după care ne anunță probabil că domnul membru corespondent, profesor Victor Moraru, despre proiectul deciziei pe care a fost elaborat, propus din partea conducerii secției și aprobăm la fel, dar fără participarea noastră cu drept de vot, doar participă conducerea secției sau toți membrii secției. Se aprobă a doua decizie de aprobare deja, după care începem să ascultăm, să audim al doilea raport. Se acceptă? Da, se acceptă. Se acceptă ca și procedură. Da. Nu sunt alte obiecții, alte propuneri, sugestii, doleanțe? Atunci acceptăm și mergem pe această formulă care a fost anunțată mai sus. V-am anunțat că în acest an calendaristic, în ASEM, au fost implementate pentru anul 2 din cei 4 posibile 3 proiecte de cercetare. Avem o ordine care este una absolut aleatoare, dar preponderent în măsura în care au fost prezentate proiectele deciziilor, ședinții Senatului, și în această ordine le vom examina ca să nu zic că, să zic că avem un raport prioritar sau mai puțin important. Pentru absolut aleator, dar avem niște un criteriu pe care îl respectăm. Ordinea în care a fost prezentate, așa mi s-a raportat mie, proiectele deciziilor, la elaborarea cărora au participat și conducătorii sau directorii de proiecte. Asta este toată informația pe care am fost să vă prezint. Deci, stimați colegi, vreau să vă ofer cuvântul domnului profesor universitar doctor habilitat Alec Bârcă, care va prezenta raportul pe proiectul de cercetare dezvoltarea politicilor pe piața muncii și ocupării forței de muncă. Înscris acest proiect fiind în registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 20.80009.1606.09. Domnule profesor Alec Bârcă, microfonul va aparține, vă rog să-l conectați și microfonul și camera de luat vederi pentru a prezenta acest raport. Îndemn alte persoane care nu consideră absolut necesar să... Bună ziua, domn rector, mă auziți? Eu vă aud foarte bine, eu vă aud foarte bine, domnule profesor, puteți să începeți. Dacă apar probleme de alt gen, înseamnă că ține de calculatorul celor care s-a conectat online. Dar în genere, deocamdată este bine. Vă rog să începeți. Stimate președinte al Senatului, stimați membri ai Senatului, stimați oaspeți, membri ai Academiei de Știință a Moldovei, bună ziua! Îmi spune Alec Bârcă, așa cum a fost anunțat deja, sunt coordonatorul proiectului de cercetare dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă. Proiect care este în cel de-al doilea an de realizare și mă aflu în fața domniilor voastre pentru a vă prezenta rezultatele obținute în acest an de activitate. Deci, mai întâi de toate, am să încep cu prezentarea echipei de cercetare. Echipa de cercetare care sunt membri ai proiectului este alcătuită din opt membri. Este vorba de un doctor habilitat și 5 doctori în științe economice, specialiști în domeniul aferent proiectului de cercetare. Avem un doctorand care
elaborează teza în cadrul proiectului de cercetare și un laborant superior din cadrul departamentului. În total suntem 8 membri ai proiectului de cercetare, dintre care 25% din membrii proiectului de cercetare sunt persoane cu vârsta de până la 35 de ani. În ceea ce privește calitatea persoanelor cuprinse în proiect, sunt de la 3 departamente din cadrul ASEM-ului. Cei mai mulți sunt din cadrul Departamentului de Resurse Umane, Afaceri Publice și Comunicare. Avem un membru al proiectului de la Departamentul de Econometrie și Statistică Economică și un membru al proiectului, Barbă Neagră Oxana, de la Departamentul Teorie și Politici Economice. Deci aceasta este echipa care a muncit timp de 2 ani de zile la proiectul în cauză. Vreau să menționez că pe parcursul acestor 2 ani de zile nu a fost făcută nicio modificare în componența echipei de cercetare. Deci suntem cei 8 care am început acum 2 ani de zile activitatea în cadrul acestui proiect. După, conform programului de activitate prevăzut în proiectul de cercetare pentru anul 2021, ca obiective planificate, ca obiective care urmau să fie realizate în cadrul proiectului de cercetare, au fost enunțate mai multe obiective, dintre care cele mai relevante le observați pe ecran. Ne-am axat în primul rând de dezvoltarea cadrului metodologic al pieței muncii din Republica Moldova, precum și identificarea conținutului elementelor ce caracterizează politicile de ocupare a forței de muncă. Urmarea primului an de activitate am observat că există un anumit deficit de informații și din punct de vedere metodologic în ceea ce privește politicile de ocupare pe piața muncii și aceasta ne-a determinat să acordăm o mai multă atenție asupra acestui fapt pentru a ne permite ulterior să elaborăm și acel chestionar care urmează să-l implementăm în rândul agenților economici din Republica Moldova. Un alt obiectiv ține de analiza comportamentului pieței muncii prin indicatorii ce o caracterizează, precum și a modului de implementare a politicilor de ocupare a forței de muncă în perioada Republicii Moldova, în perioada crizei pandemice COVID-19. Este un obiectiv pe care ne l-am propus să-l analizăm, deoarece pornind de la problema majoră care s-a bătut nu doar asupra Republicii Moldova, dar asupra întregii omeniri, asupra întregii societăți, iar piața muncii este una care a avut cel mai mult de suferit și suferă în continuare datorită acestei crize pandemice. Am analizat și mi-am propus ca obiectiv și acest aspect. Următorul obiectiv a fost de a identifica și evalua indicatorii ce reflectă piața muncii și ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană, ce ar putea fi comparați cu cei înregistrați la Biroul Național de Statistică din Republica Moldova, în vederea constatării similitudinilor și deosebirilor, ce ar permite instituțiilor guvernamentale dezvoltarea de politici care să îmbunătățească situația actuală. A fost un obiectiv care exprimă și voința clasei politice din Republica Moldova de apropiere cât mai mult de standardele Uniunii Europene și de Uniunea Europeană ca organism integral, și atunci ne-am propus ca scop să vedem cât de departe suntem noi în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în Republica Moldova în raport cu celelalte state ale membre ale Uniunii Europene. Un alt obiectiv a fost cercetarea tendințelor proceselor demografice de Republica Moldova prin analiza efectelor acestora asupra evoluției pieței muncii autohtone. Iarăși este un obiectiv care ne l-am asumat și care a fost reflectat în lucrările noastre și, nu în ultimul rând, studierea tendințelor migraționiste în Republica Moldova, precum și a implicațiilor economice și sociale ale acestora asupra pieței muncii. Pornind de la obiectivele pe care vi le-am prezentat, în continuare am fixat anumite acțiuni sau am planificat, mai bine zis, anumite acțiuni pentru a realiza scopul și obiectivele acestei etape din programul de realizare a proiectului de cercetare. Deci, ca acțiuni concrete pe care ni le-am propus să le realizăm în acest an
de activitate au fost analiza bazelor de date ale Eurostatului și a Directoratului General pentru Ocupare și Afaceri Sociale din cadrul Uniunii Europene. O altă acțiune a fost evaluarea comparativă a compartimentelor și a indicatorilor ce descriu piața muncii și ocuparea forței de muncă în spațiul european, cât la nivel, atât la nivelul de ansamblu al Uniunii Europene, cât și la nivelul fiecărui stat membru, după cum am spus, pentru a vedea cât de departe sau cât de aproape se situează Republica Moldova în raport cu statele membre UE spre ceea ce tindem și sperăm de ani de zile, efectuarea unei analize asupra modului de implementare a politicilor de ocupare în Republica Moldova și Uniunea Europeană, iarăși pentru a vedea experiența statelor membre Uniunii Europene și pentru a vedea ce am putea implementa în Republica Moldova în materie de politici de ocupare a forței de muncă, astfel încât să asigurăm asigurăm o creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova. O altă acțiune ține de realizarea unui studiu asupra indicatorilor ce caracterizează procesele demografice din Republica Moldova, precum și migrația internațională a forței de muncă. Ca acțiune, la finalul proiectului, noi ne-am propus să finalizăm cu elaborarea unei monografii, de aceea în cadrul celei de-a doua etape a programului de activitate ne-am propus să elaborăm două capitole din monografia care urmează a fi publicată la finalizarea proiectului. La fel, ne-am planificat să organizăm o manifestare științifică sub formă de masă rotundă cu participare internațională, în care să fie analizate divergențele și convergențele pe piața muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ne-am propus să publicăm cel puțin 6 articole în reviste științifice specializate, editate în țară și străinătate, indexate în baze de date internaționale. Și la fel ne-am propus ca acțiune participarea la 10 conferințe științifice internaționale organizate atât în țară cât și în străinătate. Pornind de la acțiunile planificate pe care ne le-am fixat la începutul anului calendaristic, ceea ce am realizat în acest context ține că activitățile au fost reflectate, după cum observați pe ecran, efortul membrilor echipei a fost exprimat prin analiza mai multor baze de date cu referire la piața muncii, ocuparea forței de muncă și aspectele demografice. Și aici mă refer la baza de date a Biroului Național de Statistică din Republica Moldova, baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, baza de date a Uniunii Europene, Eurostatul, baza de date a Directoratului General pentru Ocuparea Forței pentru Ocupare și Afaceri Sociale a Uniunii Europene și baza de date a Organizației Internaționale a Muncii. La fel au fost analizați, analizând aceste baze de date, au fost analizați și calculați o multitudine de indicatori sub aspect comparativ ce caracterizează piața muncii din Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru a identifica, cum am menționat deja, convergențele și divergențele în acest sens, iar lucrul acesta ne-a permis să constatăm anumite situații în ceea ce privește piața muncii din Republica Moldova. Au fost cercetate și analizate procesele demografice din Republica Moldova și efectele tendințelor migraționiste asupra pieței muncii. Ne-am propus ca acțiuni să elaborăm două capitole din monografie. Am elaborat 3 capitole din monografia respectivă, în care au fost analizate mai multe aspecte ce țin de ocuparea forței de muncă în Republica Moldova și în comparație cu Uniunea Europeană. În data de 28 octombrie 2021 am organizat o manifestare științifică sub formă de masă rotundă cu genericul Piața Muncii din Uniunea Europeană și Republica Moldova, Convergențe și Divergențe, la care au participat peste 50 de invitați din Republica Moldova și străinătate, reprezentanți ai mediului academic și a instituțiilor guvernamentale aferente domeniului de cercetare din Republica Moldova. În total au fost elaborate și publicate
24 de lucrări, dintre care 6 lucrări în reviste științifice indexate în baze de date internaționale, așa cum mi-am propus ca obiectiv, și 18 lucrări în volumele unor conferințe științifice internaționale desfășurate atât în țară cât și în străinătate, și au fost înregistrate din partea membrilor echipei de cercetare 16 participări la conferințe științifice internaționale desfășurate atât în Republica Moldova cât și în străinătate. Deci acestea au fost acțiunile pe care ni le-am propus să le realizăm ca rezultate obținute în urma cercetărilor pe care le-am efectuat. Vreau să menționez din numele întregii echipe de cercetare, am referință la anumite repere pe care le-am analizat și le-am selectat pentru a fi prezentate și domniilor voastre în cadrul ședinței de astăzi, menționând că criza pandemică COVID-19 a avut consecințe nefaste asupra pieței muncii în special și asupra societății în general. De asemenea, criza pandemică a determinat necesitatea regândirii organizării muncii în diferite activități, în diferite domenii de activitate ale economiei naționale, inclusiv și în învățământ, ceea ce și noi astăzi suntem parte a acestui fenomen. Ca urmare, deci, a situației create, multe organizații nu au fost pregătite atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și din punct de vedere al forței de muncă pentru desfășurarea activităților profesionale la distanță, care a impus situația în cauză. Iar lucrul acesta a fost reflectat prin atitudinea pe care și-au exprimat-o forța de muncă în unele anchete desfășurate la nivel național. Un alt aspect ține că, analizând evoluția numărului șomerilor pe durata crizei pandemice, constatăm că acesta a crescut semnificativ în comparație cu anul 2019 în Republica Moldova, însă totodată aceasta ne permite să constatăm anumite inadvertențe între datele statistice ale Biroului Național de Statistică și cele oferite de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dacă Biroul Național de Statistică ne dă pentru anul 2020 o reducere a numărului șomerilor, o reducere nesemnificativă a numărului șomerilor de 0,3 sau 0,5% pentru anul 2020. La Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost înregistrați față de anul 2019 cu peste 20.000 de șomeri mai mult, sau crescând cu 1,6 ori numărul acestora. Și aici apare o problemă pe care noi urmează să o mai analizăm în profunzime în continuare. Un alt aspect ține de lucrătorii pe cont propriu, care reprezintă categoria de forță de muncă care a fost cel mai mult afectată în perioada de criză pandemică, deoarece nu sunt asigurați social și au resurse financiare limitate pentru a face față provocărilor. Ori noi trebuie să recunoaștem că în prezent ponderea lucrătorilor pe cont propriu în totalul forței de muncă din Republica Moldova constituie peste 20%, iar acesta este un indicator destul de mare în comparativ cu cei pe care îi înregistrează statele membre ale Uniunii Europene, și aici trebuie devenit cu anumite măsuri pentru a îmbunătăți situația sau cum am reușit să trecem din sfera informală, din sectorul informal în cel formal. Un alt aspect ceea ce ține de evoluția pieței muncii, ne referim la provocările demografice, atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ al forței de muncă. Ori cunoaștem foarte bine care este situația demografică din Republica Moldova, iar oferta pieței muncii este afectată de generațiile mici din punct de vedere numeric care intră în circuitul demografic, și totodată observăm o acumulare mare a generațiilor de vârstă prepensionare care ating vârsta de pensionare. Adică în următorii ani urmează să plece mai mulți din categoria forței de muncă și să intre mai puțină forță de muncă. Și aceasta ar crea iarăși un dezechilibru enorm pe piața muncii în ceea ce privește asigurarea necesarului de forță de muncă de care ar avea nevoie Republica Moldova. Analizând structura populației sub aspect teritorial, iarăși s-a constatat anumite disparități majore ale numărului populației
fapt ce ne dovedește că actualul sistem administrativ teritorial nu este eficient, nu doar din perspectiva costurilor, ci și a modului de ocupare a forței de muncă. Și aici vreau să vorbesc, noi avem raioane cu populație de 50.000 de persoane. Dacă scădem pe populația inactivă și cea cu vârsta de până la 18 ani, atunci rămâne un număr foarte mic de forță de muncă și atunci nu putem vorbi despre dezvoltarea unei piețe regionale a pieței muncii care să înglobeze în sine toate categoriile de specialiști și categorii de calificare de care ar avea nevoie un agent economic sau mai mulți agenți economici dintr-o regiune sau alt. La fel, structura populației în funcție de mediul de reședință urban-rural, am analizat și acest aspect, iar urmarea cercetărilor efectuate s-a constatat că proporția populației tinere de până la 19 ani în mediul rural este mai mare decât în mediul urban, astfel încât proporția grupei populației tinere în mediul urban actual este de 17,7%, pe când în mediul rural este de 23,6% sau cu 5,9 puncte procentuale mai mare. Aceasta demonstrează faptul că pe viitor va crește și mai mult presiunea asupra ocupării forței de muncă în mediul rural, care și așa este la un nivel mai mic în comparație cu cea înregistrată în mediul urban. Noi cunoaștem care este situația ocupării forței de muncă în mediul rural. Știm că este o problemă destul de mare în acest sens, iar prin aceste disparități va genera alte probleme ce țin de ocuparea forței de muncă în mediul rural. Și aici, vorbim despre despre disparitățile care apar în rândul tinerilor în acest caz, este grupul NEET, abreviatura din engleză este No Employment, No Education, No Training. În anul 2019, grupul NEET, din grupa de vârstă de 15-29 ani, a fost în mărime de peste 130.000 de persoane, iar în anul 2020, ponderea acestora în totalul populației din aceeași categorie de vârstă a constituit 26%. Deci este o problemă, fiindcă pe de o parte agenții economici tot mai mult menționează că nu există forță de muncă care să lucreze în Republica Moldova, dar ce facem cu aceste persoane care, iată, constituie aproape un sfert din întreaga populație cu vârsta de 15-29 de ani în Republica Moldova. Este o problemă pe care trebuie să fie găsite soluții în acest sens prin dezvoltarea de politici guvernamentale în acest sens, fiindcă o bună parte din acest grup sunt persoanele care au absolvit de obicei ciclul de gimnazial și nu au continuat studiile pentru a obține o meserie sau profesie în cazul dat și riscăm pe viitor ca acest grup NEET să facă parte din armata de șomeri pe termen lung, care iarăși ne prezintă o povară pentru stat, pentru în vederea întreținerii acestora. La fel, atunci când vorbim despre această categorie de persoane, mulți dintre ei sunt certați cu legea și atunci iarăși trebuie de găsit anumite mecanisme pentru a-i readuce în mediul profesional, pentru a le oferi posibilitatea să însușească o meserie sau profesie în cazul dat. Un alt rezultat este că indicatorii ocupaționale înregistrați în Republica Moldova ca mărime sunt mult mai inferiori ca cei înregistrați în statele membre ale Uniunii Europene. Aici a fost analizată și structura populației ocupate în funcție de nivelul studiilor, pe nivele de activitate economică, pe categorii de vârstă și așa mai departe, iar acest lucru demonstrează că există multe rezerve în ceea ce privește îmbunătățirea acestor indicatori în Republica Moldova. Și în ultimul rând au fost propuși mai mulți indicatori ce caracterizează piața muncii care nu sunt calculați de Biroul Național de Statistică. Aici vorbim despre rata locurilor de muncă vacante înregistrate în Republica Moldova. Aici vorbim, de exemplu, despre gradul de tensionare al pieței muncii. Este un indicator care, printr-o anumită analiză, putem
reflecta anumite tendințe în materie de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova. Deci, rezultatele pe care, despre care am vorbit anterior au fost diseminate în 6 publicații în reviste indexate în baze de date internaționale, după cum observați și de pe ecran, 18 publicații în volumele conferințelor științifice internaționale, participări la conferințe științifice internaționale, 2 participări, 4 participări la manifestări științifice cu participare internațională și 3 participări la manifestări științifice naționale. Deci, pe parcursul activității pe care am desfășurat, am colaborat cu mai multe instituții și guvernamentale, dar și instituții din mediul academic, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Observați pe ecran, nu vreau să fac referință mai mult la acest aspect. O problemă pe care am constatat-o, nu doar eu ca membru al proiectului, dar și ceilalți membri al proiectului, analizând problema pieței muncii și a indicatorilor ocupaționale, este că în anul 2018 Biroul Național de Statistică a schimbat metodologia de calcul a populației prin luarea în considerație a populației la locul aflării și nu a populației stabilite, ceea ce noi nu putem să facem niște analize comparative, fiindcă seriile cronologice în cazul dat nu sunt compatibile și atunci apare iată această problemă pentru a avea niște serii de lungă durată pentru ultimii 10 ani și așa mai departe. Fiindcă începând cu anul 2019 și cum menționez, s-a schimbat metodologia de calcul și atunci se începe un nou metodologie de calcul în acest sens. Cam acestea, în linii generale, am vrut să menționez ceea ce ține de activitatea desfășurată în cadrul proiectului. Eu vă mulțumesc din numele întregii echipe pentru atenția cu care m-ați ascultat și m-ați urmărit și sunt dispus să răspund la întrebările domniilor voastre în continuare. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnule profesor Alec Bârcă, stimați colegi. Nu știu dacă suntem auziți și văzuți, vă rog să scoateți prezentarea dumneavoastră, dacă este posibil. Stimați colegi, între timp vă informez că s-au conectat pe platforma noastră și din partea Ministerului Educației și Cercetării doamna Olga Tretiakov și din partea NCD-ului doamna Nelie Postovan, pe care le salutăm, le zicem bine ați venit pe platforma noastră. Poate este prematur să puneți cel de-al doilea proiect. Vă rog să mai așteptați un pic. Vă rog să mai așteptați un pic, doamna Angela Segreru, să vedem că avem domnul Alec Bârcă mai este prezent în ședință. Eu vă rog ceilalți raportori să ia în considerare faptul că noi am stabilit pentru fiecare raport de prezentare până la 15 minute, ori dacă facem niște calcule elementare, plus prezentarea recenziilor și întrebări-răspunsuri, am putea să dureze foarte mult această... Eu cer scuze, domnul rector. Este o problemă, a fost foarte interesantă. Mă bucur că ați prezentat nu doar în aspect statistic ce ați obținut în cadrul pe parcursul acestui an. S-a văzut foarte bine că toate obiectivele stabilite au fost depășite la toate componentele și ca publicații, manifestări, participări la conferințe științifice. Dar și v-ați referit, deci ați depășit timpul stabilit, v-ați referit și la rezultate foarte interesante pe care le-ați constatat în urma acestor cercetări care au fost efectuate. Trecem la capitolul întrebări-răspunsuri. Stimați colegi, probabil că pot adresa întrebări toți participanții la ședință, nu doar membrii Senatului SM, chiar dacă recenzia sau avizul din partea celor care au expertizat raportul va fi prezentat un pic mai ulterior. Vă rog, sunteți toți în drept să adresați întrebări, dar atunci când puneți întrebarea, vă rog să conectați și camera și microfonul, să nu uitați să faceți acest lucru. Pentru început, eu vin cu întrebare pentru a da start acestui proces. Domnule profesor, nu am văzut nimic în raportul dumneavoastră despre componenta financiară, dacă a fost valorificat integral bugetul care a fost preconizat pentru acest an calendaristic. Știu că anterior, când se făceau rapoartele, erau și prezentarea acestor date care țin de valorificarea bugetului. Ce puțin ne puteți informa în cazul ăsta, dacă s-a respectat? Da, nu am pus informația referitor la
bugetul proiectului, dar pot să menționez că în linii generale resursele financiare alocate pentru realizarea celei de-a doua etape a proiectului de cercetare au fost utilizate conform destinațiilor nivelului de cheltuieli. Urmează acum, în luna decembrie, în 10-11 decembrie, mai am o deplasare la o conferință științifică în România și după aceasta urmează să facem calculele pentru a vedea dacă totalizarea rezultatelor financiare pentru divizul, pentru bugetul anului 2021. Adică bugetul va fi valorificat integral, s-a folosit cheltuieli conform devizul care a fost aprobat la începutul perioadei de referință. Exact. Și pe parcursul acestui an nu s-au operat modificări în buget cu acordul Senatului ASEM și ADCD-ului. Nu. Este. Nu. Și până la sfârșitul acestui an, da, apare o mică problemă, pentru că din 12-20... Da, ar putea să rămână vreo câteva mii de lei, eu nu... Bine, să rămână, trebuie să-i valorificăm pe toți, domn profesor, și câteva mii de lei sunt bani. Dar eu am vrut să zic că sunteți puși voi într-o mică situație în care din 12 luni audierile încep cu o lună înainte de finalizarea anului, după care mai pot să efectuate unele cheltuieli. Este o mică... Domn rector, dacă îmi permiteți, într-adevăr, aici este o problemă cu finanțarea și cu tot. Fiindcă noi, de exemplu, prima finanțare o primim la sfârșitul lunii martie, ceea ce eu nu pot să cer membrilor echipei să participe la conferințe sau să publice 3 luni de zile, că trebuie să achite. Ei nu avem posibilitatea aceasta și începem raportarea cu 2 luni înainte de finalizarea anului. Luând în considerație că iulie și august sunt luni de concediu pentru în care voi lucrați. Noi lucrăm, dar instituțiile nu lucrează, sunt în concediu și nu organizează manifestări științifice și atunci pentru noi rămân maximum 6 luni din tot anul pentru a încerca să ne... Sunt de acord, domn profesor, adică eu, reprezentanții ANCD-ului, ascult acest lucru, este o situație de disconfort, o mică incomoditate, cred eu, faptul că apare, se face transferul primei tranșe doar după 2 luni din acest an calendaristic și la fel și faptul că audiere se începe un pic prea devreme și raportările la fel. Noi și anterior am abordat această problemă, din câte amintesc eu, în cadrul secției Academiei de Știință sau la general în cadrul Asambleei, mi se pare că ar fi bine să vedem de ce nu putem face raportările la sfârșit de an calendaristic, poate să le finalizăm pe parcursul primelor 2 săptămâni sau prima lună a anului următor. Eu personal nu aș vedea o problemă aici, dacă ar putea să ne explice, poate face ulterior. Dar cred eu că ar putea să fie întreprinse unele măsuri corective. Nu trebuie să abuzăm noi, domnule profesor, de faptul că sunteți raportor și eu moderatorul acestei ședințe. Vă rog, alte întrebări care sunt. Dar vă prezentați inițial în cazul în care nu sunteți, nu contează de ASEM sau din partea Academiei de Tins sau alte entități, încă nu toată lumea ne cunoaște. Vă rog, stimați colegi, activism, o întrebare deja a fost adresată, s-a primit un răspuns, s-au înaintat unele propuneri, alte întrebări. Pot fi de organizare, date, informații generale, pot fi și de conținut, dar să nu facem abuz de întrebări de conținut, în măsura în care este o temă care poate fi discutată până la orele 9 seara și oricum nu ieșim din toate întrebările posibile. Da. Domnul profesor, domnule președinte al secției, domnul membru corespondent, profesor universitar Victor Moran. Da, mulțumesc, domnul rector. Întrebarea mea ține de rezonanța rezultatelor cercetării. Domnul profesor, echipa dumneavoastră, ce ne puteți spune despre rezonanța socială a cercetării dumneavoastră? În ce măsură recomandările dumneavoastră au fost propuse și s-a ținut cont de ele, pentru că e o temă extraordinar de importantă și chiar m-ar interesa efectul cercetării. Mulțumesc mult, domnul academician. Evident că este ocuparea forței de muncă este o problemă destul de importantă pentru Republica Moldova și însă din punct social, așa cum a menționat acest grup NIT, care constituie 25% din totalul populației cu vârsta de 15-29 de ani, ce facem noi cu ei mai departe? Ori ei pe viitor și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă conștientizează acest lucru, nu au fost elaborate politici pentru a încerca a atrage
această categorie de forță, această categorie în mediul profesional. Sau noi lăsăm ce? Să plece peste hotare în cazul dat și să ne confruntăm și mai mult cu deficit de forță de muncă sau încercăm prin atragerea grupului NIT în mediul profesional să acoperim acel deficit de forță de muncă pe care îl reiterează tot mai des agenții economici din Republica Moldova în cazul dat. Și aici, ca rezonanță socială, să vedem cum noi reușim să păstrăm parcursul educațional al acestor persoane, că aici nu după ciclul gimnazial să finalizezi educația, hai să spunem așa, dar să poată să continui să însușească o meserie, o profesie și atunci ei au alte oportunități pe piața muncii și mai ușor ar putea să se angajeze. Am înțeles. Domn profesor, dați-mi voie să intervin în calitate pe care o dețin, domnul profesor Bârcă. Zic că întrebarea un pic probabil cu un pic altfel, cu alt conținut a fost solicitată. Eu confirm că echipa are o experiență foarte bună în domeniul studiilor care țin de piața muncii, au o colaborare foarte bună și a fost menționat inclusiv pe ecran participarea reprezentanților agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă, altor instituții a statului. Eu confirm faptul că a fost prezent la toate mesele rotunde, conferințele care au fost organizate în ASEM cu participarea echipei de cercetare. La ceea ce s-a referit domnul profesor Alec Bârcă, la o altă gen de rezonanță, domnule profesor, este că iată, noi culegem unele roade care au fost țin de rezonanțele anterioare. Atunci când universitățile, și atunci se știau datele statistice, că cel mai mare procent în rândul celor care nu au găsit un loc de muncă se înregistra în rândul celor care nu au studii în genere deloc, urmând de cei care aveau studii la nivel profesional tehnic, urmând cu cei care aveau studii la nivel de învățământ, pe atunci mediul de specialitate profesional tehnic, post-secundar, vocațional tehnic, cum ai zic ei colegii, și cel mai mică pondere revenea celor care aveau studii superioare. Oricum, atunci eram declinați prin rezonanță la nivel de societate, că avem un număr atât de mare de studenți în Republica Moldova, depășește orice limită rezonabilă. Era o rezonanță. Și iată, astăzi culegem roadele rezonanțelor anterioare, când avem un deficit acut de forță de muncă în Republica Moldova, cu toate nivelurile posibile de instruire. Și acest deficit și această situație se va agrava în anii următori. De aceea trebuie să avem o abordare corectă. Iar noi de fiecare dată am invitat reprezentanții ministerelor de resort și a entităților economice din Republica Moldova, instituții, organizații, în vedere participării la aceste discuții științifice și în anii precedenți, zic, nu doar pe parcursul implementării proiectului. Și informația a fost clară, de fiecare dată ziceam acest lucru. Anticipăm că vom intra într-o perioadă de dificil de forță de muncă. Am intrat în această perioadă și deja trebuie să căutăm alte decizii, chiar dacă unele abordări au dispărut. Unele abordări au dispărut cu referință la învățământul superior, dar problemele au rămas și trebuie un pic să le schimbăm și deciziile care pot fi luate. Ori vedeți că forță de muncă, din exportator de forță de muncă ieftină, relativ ieftină, dar și calificată, am devenit exportator de orice forță de muncă, calificată și necalificată, și deja punem problema importului de forță de muncă, dar trebuie să analizăm care ar putea să fie consecințele, efectele în cazul unui import masiv de forță de muncă, probabil că pentru început necalificată. Chiar dacă ne dorim să importăm forță de muncă calificată, s-a zis, domeniul IT avem nevoie să-i aducem din China, din Thailand, din Vietnam sau din India, într-o măsură mai mare. Eu nu cred că ei vor veni încoace. Dacă se va accepta oficial importul de forță de muncă, va veni persoane necalificate pentru domeniul textile, confecții sau ceva de genul ăsta unde deja se simte o lipsă acută. Adică trebuie să continuăm cercetările în domeniu, considerați o chestie și o implicare a mea. Și să dorim succes echipei, dar nu înseamnă că nu pot fi și alte întrebări. Vă rog, alte persoane prezente pe platformă să veniți cu întrebări. Și propuneri puteți veni la fel. Vă rog, nu văd alte întrebări. Dacă nimeni nu insistă, stimați colegi, eu îmi permit să vă zic că în calitate deja de căruan de președinte al Senatului am făcut intervenția mea anterioară ținând de conținutul cercetării și perspectivele acesteia. A fost elaborat un proiect al deciziei Senatului ASEM care a fost expediat tuturor membrilor Senatului. Stimați colegi, l-aveți pe adresa dumneavoastră electronică, vreau să cred că v-ați uitat, ați analizat acest proiect de decizie. Vreau să vă întreb dacă se merită să-l prezint integral
sau doar parțial din partea de constatare și integral partea de a decide. Vă informez că acest proiect al deciziei Senatului este expus pe o pagină, văd că ceva se vede, ceva nu prea se vede, nu știu care este motivul, are o parte de constatare, inclusiv conține ceea ce a vorbit domnul profesor Alec Bârcă ca și în calitatea pe care o deține. Asta o dau un pic la o parte, o las, va fi prezentat Academiei de Știință împreună cu raportul tradițional și în format electronic. O parte care indică că, luând în considerare cele menționate mai sus, dar și obiectivele și acțiunile planificate pentru acest an, eforturile echipei de cercetare au determinat următoarele rezultate, care au fost date mai mult de ordine statistic, prezentate de către domnul profesor Alec Berg, sunt 4 la număr, și reieșind de cele indicate, Senatul ASEM decide. Punctul 1, dau citire. A aproba rezultatele activității de cercetare științifică în anul 2021 în cadrul proiectului de cercetare și inovare, dezvoltarea politicilor de pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă, inclus în raportul de registrul de stat cu numărul care a fost deja anunțat, conducător de proiect, coordonator, conducător, haideți să vedem cum se numește această funcție, de coordonator, de conducător sau de director de proiect, pentru că în diferite surse de informații figurează diferite aprecieri. Alec Bârcă, oricum, punctul 2, a transmite raportul anual însuțit de decizia Senatului ASEM către Academiei de Știință Republicii Moldova până la 04 decembrie 2021 pe suport de hârtie, 3 exemplare și electronic versiuni identice. Responsabil va fi de această prezentare de raport și decizie conducătorul proiectului. Și 3, a publica în acces deschis raportul anual al proiectului pe pagina oficială a ASEM în termen de 3 zile din data de astăzi când a fost audiat, indiferent de faptul care va fi decizia Academiei de Știință, cu atât mai mult, secția Academiei de Știință, cu atât mai mult că decizia lor va fi la fel expusă astăzi. Responsabil, directorul de proiect și Direcția Tehnologiei Informaționale ASEM. Stimați colegi, membri ai Senatului ASEM, ăsta este proiectul de decizii pe care îl aveți la dispoziție. Eu pun la vot aprobarea, atunci vreau să rog secretarul Senatului să... sau nu are, stimați colegi, mă întreb, are rost să punem la vot sau se acceptă? Se acceptă. Stimați colegi, noi suntem deprinși și cei din ASEM să facem voting-ul electronic când lucrăm pe platforma Moodle și platforma de videoconferință Blue Button sau cealaltă de la Microsoft. Astăzi, aici pe Zoom, nu e posibil să organizăm voting-ul electronic. Vreau să întreb membrii Senatului ASEM, vă puteți indica părerea în chat. Văd aici... Se acceptă. Cei care sunteți împotriva acestui proiect al deciziei, puteți să scrieți la fel pe chat sau să vă expuneți prin conectarea camerei de luat vederi și conectarea microfonului. Eu nu văd în chat alte opinii decât cele care țin de aprobarea. Noi trebuie, stimați colegi, să aprobăm rezultatele activității de cercetare așa cum au fost prezentate. Dacă membrii Senatului ASEM nu au alte opinii, considerăm că unanim se acceptă acest proiect al deciziei, care devine o decizie efectivă. Domnule profesor Alec Bârcă, vă mulțumim. Vreau să cred că anul viitor finanțare se va deschide mai devreme și vă dorim succes și în anul care vine. Să obțineți cele mai frumoase rezultate. Mulțumesc mult, domnule. Succes vă doresc. Vreau să o invit pe doamna profesor Universitatea Dr. Habilitat Angela Secrieru, care de multă vreme ne provoca cu postarea pe ecran a rezultatelor obținute, care ne va prezenta rezultatele obținute în acest an calendaristic în cadrul proiectului de cercetare Drepturile omului în Republica Moldova, dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice. Înscris în registrul de stat cu nu cifru care este indicată, conducător de proiect, doamna Abilitat profesor Universitatea Angela Secrieru. Vă rog, cei care nu sunteți în discuții oficiale, să deconectați microfoanele și... Domnul rector, dacă îmi permiteți... Da, domnul profesor, vă rog. Să nu ne depărtăm de... Iată, principalul că am decis alt scenariu și eu m-am abătut de la ei. Nu, nicio problemă, dar propun să ascultăm rezultatele expertizării primul proiect condus de domnul profesor Bârcă și apoi să trecem la
ascultarea raportului al doilea. Sunt de acord, domn profesor, așa s-am decis. Eu m-am abătut de la scenariul care a fost acceptat. Vreau să precizez că membrii secției vor discuta și vor prezenta un aviz consolidat după această ședință. De acord. Vom asculta avizul și cu asta încheiem dezbaterea primului raport. Ne-am înțeles, vă rog foarte mult, vă aparține microfonul. Da. Am să vă rog, profesor, în raport, totuși, să indicați la câteva din publicații și paginile, pentru că este bine denumirea lucrării, ISBN-ul, ISSN-ul, dar nu sunt indicate pagini lucrării care apare la ASEM, așa că ar trebui să fie acest lucru, pentru a avea o imagine completă a publicației. Și faptul că din 24 sau 22 de lucrări, 8 lucrări sunt în curs de apariție, este clar, circumstanțele le-am discutat de acum, dar totuși ele nu vor putea fi prezentate ca rezultat al acestei etape. Așa că să țineți cont. Și conferința la care urmează să participe 6 membri ai proiectului va avea loc la 10-11 decembrie. Prin urmare, o vom putea raporta, cred că, pentru anul viitor. Asta e ca o mică observație tehnică. Iar acum îi ofer cuvântul doamnei secretar științific, dr. Natalia Procop, pentru a ne prezenta succint rezultatele expertizei. Mulțumesc, domnule profesor. Rezultatele declarate corespund scopului și obiectivelor înaintate. Totodată, rezultatele obținute au un caracter preponderent descriptiv. Se recomandă extinderea aparatului metodologic prin utilizarea unor metode de analiză modernă, cum ar fi modelarea economică, prognoza și altele. Proiectul de cercetare la etapa anului 2021 s-a evidențiat cu rezultate științifice importante, care și-au găsit reflectare într-un șir de publicații, au fost discutate și aprobate în cadrul forurilor științifice internaționale și naționale. Scopul și obiectivele înaintate au fost realizate, luând în considerare faptul că obiectivul principal al proiectului constă în sporirea ocupării forței de muncă, este important de a propune unele recomandări concrete privind creșterea oportunităților de angajare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de a evidenția probleme ce țin de corespunderea între locurile de muncă vacante și nivelul de pregătire a șomerilor, accesibilitatea locurilor de muncă vacante în profil teritorial. Și experții vin cu punctajul 47,4, ceea ce corespunde calificativului excelent. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Procop, pentru avizul dumneavoastră. Eu preiau responsabilitățile care îmi revin. Probabil că domnul profesor Alec Bârcă, dacă vreți ceva să completați, să aveți această posibilitatea, cred eu, în primul rând... Da, dacă îmi permiteți, domnule rector, foarte succint. Într-adevăr, pentru noi este o problemă, fiindcă participări la conferință, dar lucrările încă nu au apărut și noi nu puteam să indicăm pagina, fiindcă este în ediție lucrul acesta, dar ceea ce țin de conferința din decembrie, ne-am gândit că o reflectăm pentru anul 2021, ca la anul viitor să nu apară problema că a fost pentru anul precedent. Și iarăși apare situația aceasta de reflectare. Dacă ar fi fost mai târziu, cu siguranță că raportarea ar fi fost mai târziu, cu siguranță ele își găseau locul pentru anul 2021 participările la conferința din decembrie despre care am vorbit anterior. Ceea ce ține de cadrul metodologic, noi utilizăm și cadrul metodologic, doar la noi a fost o abordare cronofagă. Acum am elaborat un chestionar și aici este o metodologie întreagă la care am lucrat și acum suntem în proces de implementare a chestionarului în rândul agenților economici și o să fie și metodologia, inclusiv și prognoza pe care o vom realiza pentru următorul an, dacă proiectul își va continua activitatea. De acord, bine, cercetarea continuă, sunt absolut convins că în urma implementării rezultatelor proiectului va spori gradul de
ocuparea forței de muncă prin mișorarea șomajului, cel puțin. De acord, domn profesor, vă dorim succes pe viitor. Și la fel, s-a zis că elemente de modelare, acolo unde este posibil, ele nu știu dacă au fost preconizate ca și metode de cercetare, vă uitați, dacă da, atunci pentru anii viitor, oricum, previziunea și înseamnă modelare economică, da. Face previziuni pentru perioadele ulterioare și aici este absolut binevenit, potrivit și aveți toate informațiile necesare pentru a face o previziune prin metode de extrapolare matematică și economică. Ele vor fi făcute, vor informațiile disponibile. Vă rog, vă mulțumesc foarte mult. Domnul profesor Muraru, dacă nu aveți nimic de spus suplimentar cu referință la acest proiect, am înțeles că decizia ședinței secției va fi formulată ulterior și aprobată de către conducerea secției. Noi nu participăm în cazul ăsta? Da, da, domnul rector. Noi eu voi participa, dar nu va participa toată echipa. Da, da. Ulterior. Bine, vă mulțumesc foarte mult. Atunci continuăm să realizăm ordinea de zi. Vă reamintesc, doamne profesor Angela Secreru, despre decizia noastră anterioară de a oferi până la 15 minute în vederea prezentării rezultatelor și ceea ce ați făcut în cadrul acestui proiect. Să nu lungim prea mult timpul, fiindcă deja avem o oră de când lucrăm și la orele 12:00 știu că se intră pe altă platformă sau pe aceeași platformă cu altă universitate. Bună ziua, vreau să întreb dacă se vede. Rog să dați camera un pic mai jos să vă vedem integrat pe dumneavoastră și mai puțin podul. Iată, așa este mai bine deja. Da. Domnule președinte, stimat asistență, stimați invitați, colegi, propun atenției dumneavoastră rezultatele implementării proiectului Drepturile omului în Republica Moldova, dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiune. Microfoanele toți. Prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice. Vreau să menționez că acest proiect este realizat în parteneriat, deci ca parteneri avem Academia de Studii Economice și Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hoșteu din municipiul Cahul și la ședința de astăzi este prezentă și coordonatoarea echipei de la Cahul, de la Universitatea din Cahul, Ana Nedelcu. În calitate de problemă de cercetare pe care urmărim să o realizăm în cadrul proiectului, este dezvoltarea și aplicarea cadrului metodologic privind evaluarea și monitorizarea drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova în corespundere cu recomandările instituțiilor internaționale specializate, astfel încât mecanismele și tehnicile de eficientizare a cheltuielilor publice și bugetare a drepturilor economice, sociale și culturale elaborate în cadrul proiectului să asigure consolidarea respectării, protejării și aplicării acestor drepturi. Pentru anul 2021, proiectul a urmărit realizarea următorului scop, proiectarea sistemului de indicatori de evaluare a drepturilor economice, sociale și culturale pentru cazul Republicii Moldova, formularea soluțiilor de implementare a acestuia și analiza respectării, protejării și aplicării drepturilor economice, sociale și culturale pe categoriile acestora în Republica Moldova în baza sistemului de indicatori elaborat. Obiectivele care trebuie să conducă sau trebuiau să conducă la atingerea acestui scop sunt următoarele. Conceptualizarea indicatorilor pentru drepturile economice, sociale și culturale, dezvoltarea abordării metodologice aferente indicatorilor de evaluare a drepturilor economice, sociale și culturale, proiectarea indicatorilor pentru anumite drepturi, formularea soluțiilor de implementare sistemului de indicatori de monitorizare a drepturilor economice, sociale și culturale, analiza respectării, protejării și aplicării drepturilor economice, sociale și culturale pe categoriile acestora în Republica Moldova, în baza sistemului de indicatori elaborat, și evaluarea impactului pandemiei COVID-19 asupra drepturilor economice, sociale și culturale. Aici vreau să menționez că acest obiectiv, deci este într-un fel un obiectiv care nu a fost prezent în aplicație, dar este important a fi considerat pentru că pandemia COVID-19 a afectat foarte puternic respectarea anume a drepturilor economice, sociale și culturale, cum este dreptul la educație, dreptul la muncă, dreptul la cultură și altele. În continuare vreau să mă opresc la rezultatele principale pe care le-am obținut în anul 2021. Considerând partea metodologică a obiectivelor,
A fost elaborat ghidul privind indicatorii drepturilor economice, sociale și culturale, măsurare și implementare. A fost elaborată varianta inițială, dar sperăm în cel mai apropiat timp să avem ultima variantă și să o prezentăm pentru tipar, la tipografie. Pentru, deci, în acest scop au fost obținuți și bani de la NCD. Ghidul are o structură clasică și sperăm să fie reflectate, acele obiective metodologice care, pe care le-am menționat anterior. Dezvoltarea și aplicarea modelului de corelare a drepturilor economice și sociale și a nivelului de dezvoltare a unei țări prin utilizarea indicatorilor specializați. A fost elaborată și recomandată aplicarea unei noi noțiuni, noua geografie a drepturilor economice și sociale pentru a descrie noua realitate internațională determinată de recesiunea din 2008-2009 și pandemia COVID-19, în care statele capitaliste dezvoltate au dezvoltat cele mai puternice mecanisme de asigurare a drepturilor economice și sociale. Vreau aici să menționez faptul că tradițional statele dezvoltate erau preponderent preocupate de drepturile civile și politice, acele drepturi pe care noi le cunoaștem ca fiind din prima generație. Statele socialiste erau asociate cu preocuparea doar de drepturile economice și sociale, drepturi pe care noi le cunoaștem ca drepturi din a doua generație, în timp ce statele nealiniate din lumea a treia erau asociate cu solidaritatea, drepturi din a treia generație. Iată, acest concept pe care îl propunem noi, noua geografie a drepturilor economice și sociale, denotă faptul că statele dezvoltate schimbă paradigma de dezvoltare aplicată în ultimele decenii și devin cele mai preocupate de drepturile economice și sociale, a căror respectare face diferența dintre statele dezvoltate și mai puțin dezvoltate. Dezvoltarea și aplicarea abordării comparate folosind în acest scop, indicatori specializați referitoare la impactul măsurilor fiscale anti-COVID raportate la produsul intern brut asupra drepturilor economice, sociale și culturale în statele parteneriatului estic. Dezvoltarea și aplicarea abordării comparate referitoare la utilizarea instrumentului salariului minim în statele Uniunii Europene, în statele CSI și Republica Moldova din perspectiva dreptului la muncă. A fost proiectat și evaluat sistemul de indicatori pentru evaluarea respectării dreptului la ocrotirea sănătății. Prin prisma sistemului de indicatori specializați a fost evaluată eficiența și eficacitatea programelor de sănătate publică prin metodele de analiză cost-avantaje și cost-beneficiu și analiză cost-eficacitate. A fost elaborat modelul de interconexiune între instrumentele de finanțare și obiectivele de atins în domeniul de sănătate publică. Elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a mecanismului de finanțare a instituțiilor de educație extrașcolară prin prisma dreptului la educație. Aici vreau să menționez faptul că de ce am ales anume educația extrașcolară, pentru că urmărim să testăm ipoteza conform căreia specificul finanțării instituțiilor de învățământ depinde de faptul dacă categoria de învățământ din care fac parte instituțiile vizate este încadrată în învățământul obligatoriu sau cel binevol. Ori finanțarea instituțiilor de educație extrașcolară, educația extrașcolară fiind conform codului educației facultativă, se face de la bugetul de stat după principiul rezidual. Și deci noi presupunem, deci urmează să demonstrăm în cercetările viitoare că modalitatea de finanțare depinde de caracterul, deci dacă nivelul educațional este obligatoriu sau facultativ. A fost elaborată și aplicată metodologia de evaluare a mecanismului de finanțare. Deci a fost elaborată și aplicată metodologia de evaluare a calității managementului cheltuielilor publice din perspectiva consolidării drepturilor economice, sociale și culturale. A fost proiectat sistemul de indicatori specializați de măsurare a nivelului respectării dreptului la un trai decent,
A fost identificată și măsurată corelația, nivelul de trai, efort personal și efort al statului și a corelației dintre nivelul de trai și veniturile populației, aplicând în acest scop indicatori specializați. A fost realizat studiul analitic prin care este cercetată situația globală cu privire la maternitatea sigură, copii și tineri, prin intermediul cadrului global de indicatori ai dezvoltării durabile. A fost realizat studiu cu privire la modalitățile de promovare a dreptului la cultură. A fost realizată cercetarea privind managementul deșeurilor solide, impactul negativ al căruia este manifestat prin gradul înalt de poluare a tuturor elementelor mediului înconjurător. Vorbim aici despre dreptul la un mediu sănătos. Și a fost realizată și publicată cercetare sociologică, procesul didactic din Republica Moldova sub impactul pandemiei COVID-19, urmărind aici modul în care a fost afectat dreptul la muncă și dreptul la educație în contextul pandemiei. Câteva cuvinte despre această cercetare sociologică. Deci profilul respondenților a fost determinat de următoarele caracteristici: vârstă, sex, locația, instituție, venitul mediu lunar, categorie și mărimea instituției de învățământ, regiunea. Fiecare, deci a fost elaborat un chestionar, 42 de întrebări. Prelucrarea acestora a necesitat un timp foarte mare, deci a fost nevoie de un efort foarte mare pentru a prelucra aceste întrebări. Inițial, deci, chestionarul a fost prelucrat la nivel agregat, după care dezagregat în funcție de componentele profilului respondenților. Cercetarea sociologică este pusă la baza evaluării a următoarelor aspecte cu impact asupra nivelului de respectare a dreptului la educație și a dreptului la muncă. Și, în primul rând, accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale în perioada pandemiei COVID-19 și corelarea cheltuielilor personale ale participanților la procesul educațional cu cheltuielile publice pentru educație. Care sunt rezultatele cuantificabile pentru anul 2021 care au fost obținute în proiect? Deci avem numărul și tipul publicațiilor. Avem un capitol în monografie internațională. Avem 16 articole publicate, dintre care 8 în reviste din străinătate recunoscute, 4 în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, 3 în lucrările conferințelor științifice internaționale, 1 în lucrările conferințelor științifice internaționale în Republica Moldova. 4 teze la conferințe științifice, dintre care 3 teze la lucrările conferințelor științifice internaționale peste hotare și o teză în lucrările conferințelor științifice naționale cu participare internațională. Avem o lucrare sub formă de cercetare sociologică, deci nu este prea, deci nu se poate vedea prea bine ce este aici, dar ca idee generală, cum arată această lucrare. Deci avem întrebările. Fiecare întrebare este dată, deci în formă de grafic, sunt date datele generale agregate, după care în tabel sunt date datele dezagregate pe elementele de profil. De exemplu, aici avem întrebarea la cum apreciați durata zilei de muncă în contextul pandemiei. Din numărul de respondenți care a fost la 2783, dacă nu greșesc, au menționat faptul că 56% din respondenți au considerat că a crescut, 35,6% că nu s-a modificat. Nu mă opresc la mai multe întrebări pentru că suntem în insuficiență de timp. Avem 30 participări la manifestări științifice, dintre care 17 manifestări științifice internaționale în străinătate, 11 manifestări științifice internaționale în Republica Moldova, 2 manifestări științifice cu participare internațională. A fost organizat și desfășurat sondajul la nivel național prin interacțiune online și a fost organizat și desfășurat un eveniment științific la tematica proiectului. Finanțarea proiectului. Deci aici avem suma de 743,3 mii lei, dar aici este suma ambilor parteneri. Am modificat parcursul anului la necesitate pentru a schimba destinația unor articole. Deci avem aici partea de cheltuieli destinată remunerării muncii,
deplasărilor de serviciu, servicii editoriale, servicii de protocol și servicii neatribuite altor alineate. În mare parte aici avem participările la conferințe, taxele de participare la conferințe. Echipa proiectului, am spus că suntem doi parteneri, echipa SEM-ului este formată, deci avem aici care sunt participanții, 4 membri sunt din Academia de Studii Economice, avem un participant de la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene, Constantin Stere, de la Universitatea Agrară, de la Universitatea de Stat și 3 doctoranți. De la Universitatea Bogdan Petriceicu Hajdel avem în mare parte, deci avem 4 doamne tinere, deci care consider eu și fac foarte bine treaba. Care au fost colaborările științifice naționale în anul 2021? Acel sondaj despre care am vorbit, am încercat să-l facem cu forțe proprii și nu a fost posibil. Din acest motiv am apelat la Federația Sindicală Educației și Științei, Sindicatul Știința, care a făcut posibilă atragerea în sondaj a unui număr destul de mare de cadre didactice. Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova și în special colaborăm cu șeful Direcției Monitorizare și Raportare, care este o persoană specifică acestei etape, Biroul Național de Statistică din Republica Moldova, care preia anumite aspecte legate de drepturile economice, sociale și culturale în statistica oficială, Centrul de Investigații Sociologice și Marketing. Deci aici am primit unele recomandări de realizare a sondajului. Am discutat cu manageri de la nivelul instituțiilor de educație extrașcolară și cu reprezentanți ai administrației publice locale din nivelul 1 și 2. Colaborări științifice internaționale. Am avut relații strânse și vom avea, sper, cu reprezentanții instituției Avocatului Poporului din România. Ei au binevoit și au participat și la seminarul științifico-practic pe care l-am realizat. Deci doamna a participat și a avut și un discurs. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași cu domnul Panainte, care este directorul Departamentului de Drept Privat. Academia de Studii Economice din București, Institutul de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. Și am avut colaborări pe parcurs cu organizatorii diferitor conferințe internaționale. Participări la manifestări științifice internaționale. Deci am avut manifestări științifice internaționale la care am participat 10. Deci aici menționez Bulgaria, România, Italia, Slovacia. Cam acestea. Manifestări științifice internaționale în Republica Moldova, 4 au fost și 2 manifestări științifice la care am participat cu participare internațională. Organizarea evenimentelor științifice. Pe data de 14 septembrie am organizat și desfășurat seminarul științifico-practic participare internațională, drepturile economice, sociale și culturale în Republica Moldova, dezvoltarea cadrului metodic de evaluare și monitorizare strict la tema etapei. Reprezentanții care au participat, deci sunt menționați aici, nu mă opresc la ei prea mult. Aici sunt câteva capturi de la acest eveniment și am organizat și desfășurat sondajul Procesul didactic din Republica Moldova sub impactul pandemiei COVID-19. Sondajul a fost desfășurat în mai-iunie 2021. La sondaj au participat 2782 de respondenți și deci este un rezultat al acestei etape. Și după cum am spus, sondajul a fost realizat prin colaborare cu Federația Sindicală a Educației și Științei. Dumnealor au primit chestionarul, s-au uitat peste chestionar, au venit cu niște recomandări, astfel încât acel chestionar este, deci așa, un produs comun. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumim și noi, doamnă profesor, pentru informații pe care ați prezentat-o.
Mi-a venit un gând. Vreau să cred că atunci când ați înaintat proiectul pentru participare la concursul dumneavoastră și domnul Alec Bârcă, nu ați inclus atunci obiective care țineau de pandemie, dar în schimb v-ați adaptat foarte bine și în raportul precedent și dumneavoastră la perioada specifică prin care trecem și probabil că și cercetarea și raportul dumneavoastră a avut doar de câștigat din acest lucru pe care vreau să-l apreciez. Vă rog, stimați colegi, întrebări dacă sunt. Poate domnul rector de intervenit. Vreau, domnul director, vă rog. Domnul Alisandru Sărtan. Doamna profesor Sicrieru, mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru rezultatele proiectului la cea de-a doua etapă. Din punctul meu de vedere este o cercetare destul de bună, care, așa, cu titlul de pionierat, cumva, pentru specificul nostru și țării noastre, examinează o temă destul de interesantă. Dar dat fiind că suntem deja la a doua etapă, practic, a proiectului, în sensul în care chiar s-a scurs și prima jumătate, deci din 2 din cei 4 ani. Dacă vă aduceți aminte, în raportul care trebuia să-l prezentăm ANCD-ului până la data de 15 noiembrie, unul din blocurile acestui raport enunța care ar fi, sau cerea să specificăm care ar fi greutățile și problemele întâlnite în cadrul desfășurării cercetărilor. Pentru dumneavoastră, deci personal ca director de proiect sau poate chiar și pentru echipă în ansamblu, este în 2 ani de zile, dacă puteți să-mi totalizați, pentru că noi cam am demarat aceste proiecte într-o perioadă așa, nu chiar benefică pentru cercetări, dând deoparte aspectele care le cunoaștem legate de pandemie, care au mai fost greutățile sau impedimentele, obstacolele pe care le-ați întâmpinat pe parcursul derulării acestor cercetări. Vă mulțumesc anticipat. Și noi vă mulțumim. Doamna profesor, vă rog. Părerea da, mulțumim mult, domn profesor. În primul rând, după cum ați menționat și dumneavoastră, pandemia, deci pe primul loc, pentru că noi, dacă suntem un parteneriat cu Universitatea de la Cahul, am avut planificate foarte multe vizite la Cahul, evenimente comune, ori aceste evenimente au trecut în format online. Legat, deci eu am, pentru că am avut așa o activitate pe lângă acest proiect, m-am mai ocupat de analiza unor aspecte financiare pentru domeniul cercetare-dezvoltare. Vreau să zic că pentru organizațiile care sunt la autonomie, deci atât cum suntem noi, Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat, deci ne confruntăm cu o anumită, deci așa, atitudine diferită, pentru că în cazul organizațiilor care nu sunt la autonomie, finanțarea vine într-o sumă globală la început de an, pe când în cazul organizațiilor care sunt la autonomie, pentru a obține finanțare, noi trebuie de fiecare dată să depunem acte de primire-predare. Și acest lucru deci, ia foarte mult timp, foarte multe emoții, deci este un lucru care îngreunează activitatea. Un alt aspect este faptul că în cazul organizațiilor fără autonomie, la începutul anului, atunci când s-a ridicat baza salarizării la 1700 de lei, în cazul organizațiilor fără autonomie s-a mărit și suma totală a proiectului în urma acestei modificări, pe când în cazul organizațiilor care sunt la autonomie, salarizarea s-a mărit, dar s-a redus finanțarea din contul altor articole din proiect. Deci acest moment, noi atunci am depus niște scrisori la ANCD de considerare acestui aspect, dar din câte am observat, acest lucru nu a fost luat în seamă. Deci cam acestea
ar fi. De acord, doamna profesor, vă mulțumim pentru răspunsul dumneavoastră. Probabil că mai puteau fi adăugate și alte impedimente, de exemplu, faptul că... Da, și domnul Bârc a menționat. Nu ați putut să mergeți la unele conferințe, am înțeles eu, că au fost anulate. Lucrul ăsta a provocat necesitatea operării unor modificări la bugetul proiectului. Eu de la mine, din partea mea, în calitatea pe care o dețin, vreau să vă mai spun și despre faptul că eu am obosit atâtea semnături, bine, nu la, pe care am fost nevoie să le aplic pe tot genul de rapoarte, documente care au fost adresate NCD-ului și uneori am mai părea și mie întrebarea, dar când voi reușiți să mai faceți cercetare propriu-zis dacă permanent întocmiți documente? Eu nu știu, poate să se examineze și în cadrul NCD-ului avem aici reprezentanță în prezență, poate un pic de simplificat procesul ăsta care este unul necesar, bănuiesc eu, de, birocratic, de prezentare de rapoarte și de mersuri, astfel ca să aveți mai mult timp pentru implicare propriu-zis în cercetare. Dar asta nu ține de competențele mele, sunt regulamente interne, inclusiv în cadrul NCD-ului, dar care ar putea să fie revăzute. Eu am răspuns cam la întrebarea pe care a adresat-o domnul Alexandru Sătan, că cu adevărat sunt unele probleme pe care dacă le depășim în acești primii 2 ani, ar putea să fie un pic mai ușor în următorii 2. Poate scăpăm și de pandemie. Vă rog, alte întrebări dacă sunt. Domnul profesor, aici mă implic eu. Dacă aveți întrebare, da, dacă nu, o să interveniți după ce aprobăm decizia. Întrebare, vă rog. Întrebare. Poate ține de ordinul tehnic, dar în raport am observat că data angajării echipei, membrilor echipei și data eliberării se reduce la 1 lună. E o... Probabil e greșeală, cred că. Cred că pentru toți 04 ianuarie 21 data angajării, 31 ianuarie 21 data eliberării. Așa că greșeală. Da. Întrebarea mea ține mai degrabă de participarea tinerilor în cadrul acestui proiect. Dumneavoastră nu aveți echipa de tineri cercetători, 33%. Da. Ei da. Sunt reflectați în acest tabel al echipei sau nu sunt? Da, ei sunt. Și vreau să spun că de la Universitatea din Cahul, doamnele sunt preponderent tinere. Deci tinere sunt energice și foarte productive. De acord, doamnă profesor. Dar în același timp, în lista publicațiilor, eu practic nu întâlnesc aceste nume. Iată, aveți doctorat Popa, Mija, Cânceruc. De ce? Popa și Mija au publicații. Au publicații. Da, Popa are publicații cu mine pentru că este doctoranda mea. Aha. Și domnul Mija are publicații cu domnul Pârțachi pentru că este doctorandul dumnealui. Deci dumnealor au elaborat și un model econometric, deci, care a fost prezentat la o conferință la București, o conferință în domeniul statisticii. Bine. Mulțumesc, doamna profesor. Am înțeles că nu sunt alte întrebări. Stimați colegi, ați primit membri ai Senatului ASM, ați primit proiectul deciziei care ține de raportul audiat. Vreau să vă prezint doar la fel, conține parte de constatare preluată parțial din raportul care a fost prezentat de către doamna profesor Secrieru și la componenta Senatul ASEM decide cu același conținut, doar că A1, a aprobat rezultatele activității de cercetare științifică în anul 2021 în cadrul proiectului de cercetare și inovare drepturile omului în Republica Moldova, dimensiuni financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice, înscris în raportul în registru cu numărul care a fost precizat deja, conducător științific doamna profesor Angela Secrieru. 2. A transmite raportul anual al proiectului însoțit de decizie Senatului ASEM către Academia de Științe a Republicii Moldova până la 04 decembrie 2021 pe suport de hârtie și electronic, variantă identică, responsabil directorul de proiect. Și 3. A publica în acces deschis raportul anual al proiectului pe pagina oficială ASEM în termen de 3 zile, responsabil directorul de proiect și Direcția Tehnologiei Informaționale ASEM. Votăm, stimați colegi, în același mod. Vă rog opiniile dumneavoastră să le expuneți în chat sau probabil că este cea mai ușoară variantă posibilă. Vă doar apreciere pe lângă felicitări să precizeze doamna Cepragă cu cine felicitați. Dacă raportorii da, dacă cu alte sărbători, vă rog să precizați. Vă de apreciere doar pro. Domnul profesor Părțate, autoevaluare pro, de acord.
Pro, vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Consider, nu văd alte opinii, cineva care este împotrivă, în primul rând, vă rog dumneavoastră să vă expuneți părerea. Considerăm că acest proiect al deciziei devine unul efectiv ca și o decizie a Senatului ASM din cadrul ședinței de astăzi. Vă mulțumesc, doamne profesor Angela Secreru și celor care au adresat întrebări și celor care s-au implicat în discuții. Vă rog, microfonul va aparține domnul profesor Victor Moraru. Da. Și avizul persoanei care a făcut expertiza raportului. Transmit acest microfon doamnei Natalia Procop pentru a anunța rezultatele expertizei. Vă rog. Scopul și obiectivele etapei sunt corelate obiectivului general de cercetare. Proiectarea desfășurării proiectului și parcursul de cercetare realizat de echipa de proiect coincid. Echipa a obținut mai multe rezultate importante, teoretice și aplicative, implementate prin diferite forme. De asemenea, expertul menționează numărul de lucrări per unitate de cercetător, care este de 4,1 și experții consideră că este un nivel foarte bun. Se recomandă de precizat toate datele care vizează promovarea rezultatelor în mass media, canale TV, radio, participanți, surse de internet și altele. Importanța științifică, socială și sau economică rezultatelor proiectului este majoră. Gradul de implementare este bine reflectat. Și la concluzii generale, desfășurarea proiectului a fost conformă activităților proiectate. Rezultatele proiectului sunt multilaterale, cu impact științific și social important. În perspectivă, rezultatele au un potențial impact economic. Totodată, se recomandă de a direcționa cercetările viitoare spre dimensiunea financiară a drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova, prin analiza cheltuielilor publice pentru a prezenta eficiența și eficacitatea cheltuielilor publice în Republica Moldova prin prisma drepturilor economice, sociale și culturale. Punctajul mediu este 47,4, ceea ce corespunde calificativului excelent. Vă mulțumim mult, doamna Procop, dumneavoastră, pentru informația prezentată. Vom lua act de ea. Doamna Angela Secreru, dacă vreți să ziceți ceva, dar nu este obligatoriu, puteți fi de acord cu sugestiile care au fost expuse. Ele țin în principiu de și de denumire, de însăși denumire proiectului. Da, eu vă mulțumesc mult. Aveți, sperăm să fim mai buni anul viitor. Și noi vă dorim același lucru, mai bun, de la bun spre mai bun. Bine, stimați colegi, trecem la ultimul raport care urmează a fi audiat, cel care urmează să fie prezentat de către doamna conferențiar universitar Maia Pisaniuc, director de proiect. Deci, această dată, proiect intitulat Configurarea business-ului inovațional în contextul concurenței regionale. Vă rog, doamna Maia Pisaniuc, the floor is yours. Onorată asistență, bună ziua! Vreau să vă prezint audienții dumneavoastră rezultatele pe care, împreună cu membrii echipei, le-am obținut în cadrul proiectului Configurarea business-ului inovațional în contextul concurenței regionale. Ascultând prezentările colegilor mei, vreau să spun că totuși cercetările pe care le realizez în cadrul acestui proiect, din momentul chiar când s-a depus acest proiect, este mai mult cu caracter aplicativ. Din această considerare, deci practic cercetările au fost reorientate spre două domenii. Pe de o parte, cercetarea teoretică și a doua, cercetarea aplicativă, pe care astăzi am obținut careva rezultate și o să vi le expun domniilor voastre spre audiență. Deci, executorii proiectului sunt 12 la număr după numărul pe care l-am propus, numărul membrilor echipei care a fost de același număr și în momentul depunerii proiectului, cei drept suma solicitată a fost mai mare, s-a dat mai mic, dar asta deja este alt. Deci, din numărul total de cercetători, 4 sunt cu vârste până la 35 de ani, dar nu până la 35 de ani. Eu aș menționa chiar până la 30,
deoarece sunt doctoranți și masteranți pe care au fost atrași în procesul de cercetare care îl realizăm în cadrul Academiei de Studii Economice. Deci, cu toate că toate persoanele sunt angajate prin cumul în cadrul proiectului de cercetare, totuși, membrii echipei, anul acesta am atras din cadrul Universității Libere, ULIM, și din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova. Deci, dacă vorbim scopul și obiectivele cercetării în 2021 și special am pus obiectivele cercetării în 2020, care de la primul an noi am început să cercetăm tendințele business-ului inovațional, care modele și forme de manifestare acestea sunt prevenite la nivel global, regional și chiar local. De asemenea, am determinat domeniile de business bazate pe tehnologie în plan regional și am identificat factorii necesari pentru inovarea business-ului local și din această considerente am stabilit scopul și obiectivele cercetării pentru acest an. Și anume, din analiza făcută precedent în anul 2020, am văzut că unul din factorii care stopează dezvoltarea inovării în Republica Moldova sunt lipsa surselor destinate finanțării pentru IMM-uri, pentru a se inova. Deci, din aceste considerente, ne-am pus următoarele obiective. Deci, analiza surselor de finanțare destinate activității inovaționale în Republica Moldova în comparație cu cele existente pe plan regional. Dacă vorbim de plan regional, atunci am făcut o abordare comparativă, să zicem, ce pot obține aceleași întreprinderi inovaționale în România, și a doua în Ucraina, care sunt în principiu țările din vecinătate și din regiune cu care noi mai mult concurăm pe anumite domenii. De asemenea, au fost descrierea resurselor și mecanismelor alternative de finanțare al acestei activități inovaționale și stabilirea condițiilor esențiale în cadrul parteneriatului public-privat în condițiile dezvoltării business-ului inovațional. Toate aceste obiective pe care le-am pus, deci în principiu ele au fost expuse și în procesul, în momentul când s-a depus acest proiect. Totuși, pe parcurs, dacă ne uităm la acțiunile planificate și acțiunile realizate, vreau să spun că noi am actualizat unele, să zicem, direcții ale cercetării în corelare cu ceea ce este acum cercetat la nivel global și de asemenea în corelare cu ceea ce este actual, deoarece cercetările trebuie să meargă și să corespundă cerințelor economiei reale și cerințelor la moment, deseori nu spre viitor, deoarece pandemia care a afectat practic economia globală, a impus și mai multe companii să se inoveze pe diferite domenii. Fie ca produs, fie ca serviciu, fie ca proces inovativ sau chiar utilizarea unor noi modele de business de inovare, cum este fintech, insurtech, agrotech și altele. Deci, din aceste considerente, anul acesta ne-am propus să participăm, să zicem, nu numai la manifestări științifice sau să avem numai publicații, dar deja să venim cu certificate de implementare și cu propuneri concrete ce ar impulsiona dezvoltarea business-ului. Din activitățile, acțiunile realizate, deci principalul pot să zic că din urma analizei pe care am făcut-o în infrastructura financiară, al mecanismelor financiare și de credit, noi am luat mai mult ceea ce se oferă sub formă de granturi și care ar fi, să zicem, utilitatea lor și am propus o serie întreagă de recomandări pentru a eficientiza această finanțare și a face posibil ca să beneficieze de această finanțare câte mai multe întreprinderi inovative. Deci, tot în acest sens, am analizat posibilitatea modificării legislației Republicii Moldova cu privire la parteneriatul public-privat. Eu mă refer aici nu la baza norma legală, ci anume aspectul economic.
Deci aspectul economic care ar minimiza riscurile participanților în cadrul parteneriatului public-privat și de asemenea care ar da o garanție și un beneficiu economic, să zicem, capitalului privat care participă în procese inovaționale. În afară de aceasta, am spus că am întreprins o serie de acțiuni care, în principiu, să zicem, nu sunt specificate în contractul de finanțare, dar deoarece v-am spus, este un domeniu foarte în plină schimbare, inovativ și la nivel regional și chiar la nivel global și de aceea pentru a corespunde cercetărilor de rigoare și apoi poate a depune noi proiecte, să zicem, din cadrul programului Orizont sau un parteneriat de inovare cu unei instituții din Europa, de aceea ne-am propus și am, să zicem, am analizat influența big data și inteligenței artificiale asupra business-ului la nivel global și local. Deci noi toți acum ne aflăm în epoca așa numită big data, adică datelor mari care într-un mod sau altul influențează viața economică, chiar dacă doriți, datorită utilizării corecte acestor date și analizei pe care ne oferă sistemele informatice conectate la internet, o serie de dispozitive ca tehnologiile SaaS și altele, și toate acestea ar da posibilitatea că atunci când începi o afacere sau mai departe mergi, utilizând aceste date, ar fi mult mai ușor de planificat, să zicem, activitatea ulterioară și de a corespunde cerințelor pieței. Deci toate acestea sunt reflectate într-un capitol pe care l-am elaborat într-o monografie colectivă editată peste hotare. De asemenea, eu personal m-am ocupat cu abordarea holistică, să zicem, al fenomenului inovării și datele au fost prezentate la o conferință de la Nița, dar urmează a fi ulterior publicate într-o revistă Scopus. Din ce considerente? Pentru că inovarea, noi știm, trebuie abordată nu numai din punct de vedere economic, deoarece noi suntem mai mulți economiști în proiectul dat, dar trebuie abordată și interdisciplinar. Efectele ei asupra stării psihologice, dacă doriți, asupra, să zicem, chiar nu numai partea morală, partea pregătirii, adaptabilității oamenilor la schimbările inovative care au loc foarte rapid în ultimul timp. De asemenea, unele din rezultatele acestea proiectului pe care îl conduc au fost prezentate în cadrul vizitei mele la Universitatea Tehnică din Georgia, în cadrul ședinței Departamentului Business Engineering. Pentru a promova, să zicem, rezultatele cercetărilor și pentru a face mai vizibilă diseminarea rezultatelor, de asemenea am creat și un site al proiectului în care și anul acesta vor fi, să zicem, supuse publicului larg realizările pe care le avem și pentru a forma un parteneriat sub formă de consultanță cu diferiți agenți economici. Deci dacă vorbim de rezultatele, cu toate că aici am depus mai multe rezultate, totuși vreau să atrag atenție că în procesul de analiză al ceea ce se oferă susținerii financiare din partea proiectelor, programelor, instituțiile statelor, noi am identificat o serie de carențe sau lacune în criteriile de eligibilitate al pretendenților la aceste finanțări, lipsei grile de evaluare la unele proiecte și câteodată lipsa unui mecanism clar de monitorizare al proiectelor beneficiare. Toate aceste constatări, noi le-am reformulat ca un suport de recomandări privind eficientizarea finanțării întreprinderilor mici și mijlocii inovative și eu personal le-am semnat ca conducător de proiect, le-am expediat în noiembrie, data de 11 noiembrie, către Ministerul Economiei spre implementare.
De asemenea, am analizat impactul proprietății intelectuale acumulate de către firme asupra performanței afacerilor și în acest context am depistat că marea majoritate al tuturor țărilor, după raportul global al inovării, deci unul din performanțele care caracterizează economiile foarte dezvoltate sunt, să zicem, numărul de brevete pe care le înaintează la un milion de populație. Pentru a spori aceasta, noi tot am înregistrat unele succese și anume am introdus și utilizat în premieră ingineria contractelor parteneriatului public-privat. Și în acest sens, deci ce presupune? Adică ingineria contractelor, v-am spus, partea economică, pentru a minimiza riscurile, să zicem, capitalului privat care participă la finanțarea unor proiecte la nivel local, pentru a, și prin aceasta, în principiu, se sporește atragerea fondurilor private ca posibile instrumente de investiție. De asemenea, am elaborat un model de estimare a performanței parteneriatului public-privat din raionul Nesporeni și încă două raioane, Unghel și Căușeni, Parimise, unde a fost utilizat în premieră pentru prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă pentru dezvoltarea infrastructurii în raioanele respective. De asemenea, a fost argumentată necesitatea utilizării acestui model la etapa de elaborare a proiectului. Deci, pentru a atrage capital privat, foarte mulți doresc, chiar și agenții economici, să vadă posibile câștiguri, posibile, să zicem, analize pe care le poate utiliza prin aplicarea unui anumit model și dacă ar interveni pe parcursul realizării proiectului anumite riscuri, cum i-ar putea, să zicem, să le atenueze astfel ca să le asigure o rentabilitate. Următoarea rezultate, care am spus mai mult din nivelul rezultatelor teoretice, dar sunt actuale nu numai pentru, și poate absolut mai noi, să zicem, pentru, nu numai pentru Republica Moldova, dar chiar și la nivel global sunt foarte puține publicații care reflectă utilizarea big data și inteligenții artificiale, pentru că este un fenomen nou, foarte vertiginos se dezvoltă și știința tot dorește să, să zicem, să corespundă cu necesitățile care sunt înregistrate. De asemenea, există așa indicator, punct de singularitate tehnologic, care este utilizat, să zicem așa, un punct unde tehnologia deja poate aduce nu numai beneficii, eu știu, dar poate fi și situații când inteligențimea artificială sau tehnologiile utilizate poate depăși câteodată dezvoltarea creierului uman și atunci poate să aibă careva, să zicem, efecte, poate nu cele mai pozitive. Pornind de la această ipoteză, eu am încercat să stabilesc un punct de singularitate economic și care ar fi aceasta pentru când tehnologiile și utilizarea tehnologiilor avansate poate aduce beneficii pentru diverse tipuri de business-uri, să zicem. Dar în același timp, când, să zicem, este nu prea benefic, mai ales în cadrul Republicii Moldova. Ca exemplu pot să vă zic, dacă mâine ar apărea în Moldova foarte multe întreprinderi fintech, și băncile ar utiliza și ele foarte multe platforme de acestea, aceasta inevitabil va duce la, să zicem, necesitatea de a reduce numărul de personal din sistemul bancar. Deci aceasta, evident, poate avea și efect, să zicem, nu prea bun asupra persoanelor care vor fi disponibilizate și de aceea trebuie introduse gradual astfel ca persoanele sau reorientate sau spre alte domenii
sau de a le găsi și lor un anumită activitate care ar fi necesară, să zicem, sistemului economic în care trăim astăzi. Iată, în două, trei cuvinte despre aceasta ce reflectă acest punct de singularitate. Dacă vorbim materializarea practică a cercetărilor, deci iată sunt certificate de registrare a obiectelor dreptului de autor. Eu nu le-am anexat, nu am știut că trebuie pozate, dar pot să le anexez pe parcurs în raport. Și deja dovada că au fost înaintate recomandările privind optimizarea accesului la finanțare pentru a îmbunătăți accesul de finanțare în cadrul întreprinderilor inovative. Deci dacă vorbim de seminarea rezultatelor, avem un capitol în monografie colectivă, două articole în reviste indexate Web of Science, cealaltă în Scopus încă nu este ieșit, de aceea am specificat numai articole și participări la conferințe care deja sunt realizate. De asemenea, a fost susținută și o teză de doctor habilitat de către un membru din cadrul acestui proiect. Și teze la conferințe internaționale peste hotare, deci marea majoritate, toate publicațiile sunt în limba engleză, rusă, deci numai un articol avem în reviste naționale, sper la anul să avem mai multe în limba română și pe plan local pentru a arăta rezultatele pe care le înregistrăm. Dacă vorbim la divizul de cheltuieli, deci au fost modificate unele cheltuieli, anume de ce? Pentru că anul trecut, datorită pandemiei, nu am avut deplasări și atunci banii de la deplasări au fost modificați spre publicații, iar anul acesta, fiindcă este această posibilitate, de aceea o parte din publicații au fost publicate cu titlu gratuit, de aceea și o parte din acești bani au fost orientați spre deplasări. Și cum am spus, o parte din active spre elaborarea site-ului în care sunt rezultatele proiectului și dorim să le arătăm evolutiv 2020-2020 pe toată perioada cât o să avem acest proiect și pentru a atrage noi parteneriate și tocmai că la anul ne propunem și unele servicii de consultanță cu elaborarea unui ghid anumit pentru crearea unor startup-uri și pentru a aduce un aport aplicativ în domeniile unde putem să contribuim la inovarea business-ului în Republica Moldova. Mulțumesc pentru atenție. Dacă apar întrebări, eu răspund. M-am străduit mai succint pentru că sunt la final, să nu vă obosesc. Și noi vă mulțumim pentru raportul pe care l-ați prezentat, doamna Maia Pisaniuc. Eu vin cu o propunere pentru anii viitor, poate când veți face rapoartele astea, pentru a face economii de timp, ați putea să prezentați obiectivele propuse și ce a fost efectiv realizat într-un tabel în stânga, obiectiv în dreapta, realizat, nerealizat, suplimentar ce s-a făcut și ar fi așa un fel de economie de timp, inclusiv și mai bine s-ar vedea ce s-a propus și ce s-a realizat. Și doi, de constatare, văd că dumneavoastră v-ați implicat și echipa pe care o conduceți cu mult succes, nu doar în cercetări în domeniul business-ului inovațional, dar și în activități de inovare, ați înaintat înregistrarea dreptului de proprietate intelectuală, probabil că ține de nu știu ce, dar mă rog, este un lucru care trebuie să fie apreciat. Mă rog, puteți să... Este descris, eu pot să vă spun, privind de ingineria contractelor parteneriatului public-privat, pe care ulterior dorim să-l aplicăm și în cazul unui parteneriat între universitatea în care ne aflăm și cu un agent economic, dar până ce am descris ce este la nivel local. La Agenția de Înregistrare a Patentelor din Statele Unite, acolo Republica Moldova are câte 1,5 ani. Bine, a fost o glumă din partea mea. La milionul de populație. Stimați colegi, vă rog să scoateți prezentarea de pe ecran ca să ne vedem unii pe alții, doamna Pisaniuc. O scoateți cu totul, vă rog, ca să putem... Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost receptivă la doleanța noastră. Stimați colegi, vă rog întrebări pe care le puteți adresa raportoare. Raportoare.
Au, ce frumos sună. Vă rog, întrebări. Eu am înaintat o propunere, am făcut o constatare, dacă sunt și altele, văd că toată lumea a obosit, probabil că dacă nu sunt, nu este obligatoriu ca cineva să adreseze întrebări, când rapoartele sunt bine prezentate. Stimați colegi, a fost elaborat un proiect de decizie. La fel, partea de constatare a acestui proiect de decizie a fost expus în raportul prezentat de doamna Maia Pisaniuc, la care nu vreau să mă opresc pentru a face și economii de timp. La componenta Senatul ASEM decide, menținem algoritmul anterior. Punctul 1. Se aprobă rezultatele activității de cercetare științifică în anul 2021 în cadrul proiectului de cercetare și inovare, configurarea business-ului inovațional în contextul concurenței regionale, înscris în registrul de stat al proiectului cu numărul care a fost prezentat pe ecran. Pare mi se conducător de proiect Maia Pisaniuc, conferențiar universitar doctor. 2. A transmite raportul anual însoțit de decizie Senatului ASEM către Academia de Științe a Moldovei până la 04 decembrie 2021, suport pe hârtie, 3 exemplare și electronice, versiune identice, responsabil directorul de proiect. Și 3. A publica în acces deschis raportul anual al proiectului pe pagina oficială a ASEM în termen de 3 zile, de la, probabil că din data de astăzi, așa? Responsabil conducătorul de proiect și Direcția Tehnologiei Informaționale. Dacă nu sunt alte propuneri care ar putea să fie incluse în decizie, vreau să întreb colegii mei membri ai Senatului ASEM despre părerile pe care le au, să le expuneți în chat. Domnul Pățate, pro. Puteți pro, alte opinii, vă rog să le expuneți în chat sau conectați microfoanele. A fost pro, văd opinii expuse de membri ai Senatului ASEM, se acceptă, nu sunt nimeni împotrivă, vă rog, dacă cineva este împotrivă, la fel să indicați în chat părerea dumneavoastră, să conectați microfonul, nu văd nimic în plus. Stimați colegi, în felul ăsta se acceptă acest proiect al deciziei care s-a votat unanim de către Senatul ASEM și devine deja o decizie aprobată. Domnule profesor Victor Moraru, vă rog, preluați inițiativa. Da, mulțumesc. Tradițional vom asculta rezultatele expertizei. Scurt, așa, concis, vă rog, Natalia Procop. Scopul, obiectivele și rezultatele proiectului au fost îndeplinite integral pe parcursul desfășurării proiectului. Considerăm că buna desfășurare a permis implementarea rezultatelor care vor contribui la eficientizarea și accelerarea procesului inovațional în mediul economic al țării. În vederea diseminării rezultatelor, membrii echipei au participat cu comunicări la 4 conferințe internaționale în Franța, Spania, Bulgaria, Ucraina și Georgia. Au fost publicate 5 articole în volum de 8,6 coli de autor. Se recomandă implicarea absolvenților, studenți și masteranți, doctoranți și a personalului academic tânăr pentru dezvoltarea abilităților de cercetare. Se menționează faptul că în cadrul proiectului a fost susținută o teză de doctor habilitat. Desfășurarea proiectului a fost conformă activităților proiectate. Rezultatele proiectelor sunt relevante din perspectiva determinării surselor și a mecanismelor alternative de finanțare a activității inovaționale și de stabilitate a condițiilor esențiale în cadrul parteneriatului public-privat și corespunde cu prioritățile și direcțiile programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023. Se recomandă diseminarea mai largă a rezultatelor proiectului, implicarea autorităților publice, centrale și locale, care sunt potențialii beneficiari ai proiectului, cu organizațiile din domeniul cercetării și inovării ale altor părți interesate. Punctajul mediu este de 50,4, ceea ce corespunde cu calificativul excelent. Mulțumesc! Mult și echipei mele mulțumesc, precum și experților. Mă bucur foarte mult emoțională a doamnei Maia Pisaniuc, care se bucură de rezultatele proprii obținute. A apărut pe parcurs o mică neprecizare, dar care a fost teza de doctor habilitat care a fost susținută în cadrul proiectului? Susținut Irina Călugăreanu, nu am acum siguranță denumirea, dar ea este în raport. Este membru al grupului de cercetare. Da, din primul an.
Și după denumire și conținut. Și după denumire cu parteneriatele publice private. Aveți publicații care au fost prezentate în listele de publicații? În cadrul. Da, desigur. Deci toate rezultatele sunt reflectate în listele de publicații, precum sau prin certificate de implementare. Absolut toate. Am înțeles să nu avem obiecții. Stimați colegi, vă rog, dacă decizia ședinței din cadrul secției va fi probabil cu ulterior făcută publică, vă rog, alte întrebări, precizări, doleanțe, propuneri, sugestii, dacă sunt din partea participanților la această ședință extraordinară a Senatului ASEM și a Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Academiei de Științe Republicii Moldova, le puteți expune doar foarte succint. Domnul rector, bună ziua, spate! Da, domnule președinte, ne onorați cu prezența dumneavoastră. Eu am anunțat că sunteți prezenți. Mersi foarte mult, vă rog foarte mult să... La onorată asistență, stimate domnule rector, vreau să menționez că am urmărit prezentările și mi-au plăcut, chiar a fost așa un nivel înalt academic de prezentare și cu atât mai mult și teze susținute, este un exemplu bun. Ca doleanță, probabil că trebuie să invităm la aceste audieri publice nu numai reprezentanții nu instituțiilor principale, bine, este ANCD și reprezentant este Ministerul Educației și Cercetării și avem reprezentant, dar probabil în caz de față trebuia și de la Ministerul Economiei. Noi ieri, de exemplu, am invitat de la Ministerul Sănătății, a fost doamna ministru și deci a luat cuvântul. Adică sunt audieri publice pentru toată societatea și cel puțin trebuie să trimitem informația respectivă din timp la ministerele de resort ca să fie discuții cât mai largi. Domn rector și membrii Senatului, eu vă felicit. Cred eu că ar fi bine cu timpul să ne întoarcem la programe de stat, așa noi le numim autentice, și domnul rector are o experiență deja bogată, fiind coordonator al programelor de stat. Când este un concurs și multe echipe prin concurs se ancorează la soluționarea unor probleme stringente, foarte importante pentru toată societatea. Dar aceasta este o temă aparte, noi o să mai avem ocazie să o discutăm. Felicitări secției, felicitări conducerii Academiei de Studii Economice și felicitări tuturor cercetătorilor cu prezentarea rezultatelor obținute în anul 2021. Vă mulțumesc mult! Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile pe care le-ați făcut și pentru prezența dumneavoastră la această ședință publică deschisă, comună a SEM-ului și conducerea secției din cadrul Academiei de Științe. Cu adevărat, sunt absolut de acord cu propunerile dumneavoastră, dar folosesc această ocazie pentru a veni cu încă o propunere, dacă o acceptați, pe care o putem discuta ulterior. Da. Probabil că cei care conduc proiectele vor lua în considerare doleanțele dumneavoastră, dar și noi, atât Senatul cât și secția Academiei de Științe, vom invita anul viitor și alte persoane care să fie prezente, cred eu, fizic, în frumoasa aula Academiei de Științe Republicii Moldova. Ce ține de proiecte, eu m-am meditat un pic asupra concursului care a fost organizat cu 2 ani în urmă deja pentru aceste proiecte de cercetare, susținând totul părerea dumneavoastră că ar fi bine să fie organizat în cadrul programelor de stat. Cunoaștem care au fost rezultatele, nu știm, cunoaștem care au fost aprecierile făcute de către comunitatea academică cu referință la modul cum a fost organizat acest concurs. Ele au fost foarte diferite și s-a constatat că cu încălcări grave, bine, nu care constituie obiectul unor încălcări de alt gen, de ordine de procedură. Știm că domeniul de știință care ține de secția noastră, științe sociale, economice, umanistice și arte, a avut de pierdut enorm în urma acestui proiect apreciat, în măsura în care evaluările
acestor proiecte probabil că au fost făcute preponderent de către reprezentanți ai altor domenii de cercetare, dar părerea dânșilor este, domnule președinte, că de această cercetare în științe economice, umanistice, arte sau sociologia, ca noi înregistrăm patente, brevete și nu am înregistrat dreptul de autor, să spun doamna Pesemiu Cașai, iată, asta e cercetare. Dar ce faceți voi înseamnă cu totul altceva. Rezultatele acestui concurs a demonstrat acest lucru, care au fost categoric în defavoarea științei pe care le prezentăm în secția noastră. De exemplu, la componenta competitivitate economică și altele, a fost un singur proiect economic înaintat și toate restul care au câștigat a fost în domeniul științelor ingineriești și exacte. Așa? De ce? Eu propun. De ce nu s-ar face, așa cum organizăm în cadrul Academiei de Știință, decernarea premiilor Academiei de Știință și de Stat, odată la, într-un an pentru domeniul științelor umanistice, sociologice, arte și economice, alta în științe exacte. De ce n-am organizat și concursul odată la 2 ani? Adică ar fi pentru 4 ani înainte, dar peste 2 ani de organizare. Odată în domeniul științelor, corectăm pe parcurs, în domeniul științelor exacte și altă dată în domeniul științelor economice, sociale, umanistice și arte. Și în cazul ăsta sunt absolut convins că va fi mai multă echitate și corectitudine în sensul evaluării acestor proiecte care sunt înaintate la concurs și poate și domeniul nostru, care știm ce s-a vorbit despre aceste rezultate, ar avea de câștigat să fie mai prezent în procesul de cercetare în Republica Moldova, fără a aduce niciun fel de prejudiciu altor domenii foarte importante de cercetare la care m-am referit eu, zic aici cele inginerești, tehnologice sau de alt gen. Este o propunere care o expun pentru prima dată și care ar putea să fie luată în considerare pentru concursul următor, dar să găsim cum corectăm procesul. Fiindcă actualele proiecte expiră în anul 2024. Dacă s-ar anunța lent un concurs suplimentar, dacă avem o finanțare suplimentară cele care au fost planificate, am putea în anul 2022, de exemplu, după 2 ani de organizare a concursului precedent, să organizăm un concurs măcar pentru câteva proiecte din domeniul secției noastre, care cealaltă dată ar fi încă câteva și în felul ăsta s-ar ajunge la o normalitate, când nu ar fi această pauză de 4 ani, când toată lumea meditează și ce va fi peste 2 ani de zile, așa? Dar ar fi proiecte pentru 4 ani cu un concurs organizat la fiecare 2 ani. Cred eu că ar fi un lucru foarte bun. Eu vă mulțumesc pentru... Domnul rector, eu am o propunere. Da. Folosindu-mă de moment în prezența domnului președinte academicianul Tighineanu, Academiei de Știință, în prezența coordonatorilor secției și în prezența rectorului academicianul Grigore Bilostești, că eu vreau să ridic problema cu care se confruntă absolut toate proiectele de cercetare. Este statutul social al directorului de proiect. Fiindcă directorul de proiect, în prezența celor trei persoane care sunt în ASEM, sunt nemulțumiți de faptul cum sunt salarizați și cum sunt ei evaluați în activitatea sa. Fiindcă în afară de cercetători, ei mă fac și o activitate managerială de coordonare cu ANCD. Și problema salarizării unui director de proiect, ceea ce este valabil pentru toate proiectele de cercetare, trebuie să fie soluționată. Eu aș propune ca să fie inclusă o funcție de director de proiect, care cel puțin să fie asimilată cu funcția de șef de secție într-un institut de cercetare. Folosind de moment că domnul Stratan este prezent și dânsului se confruntă cu astfel de probleme, propunerea aceasta, dacă va fi votată în cadrul secției, ar da o bază legală ca ANCD-ul să-și revadă atitudinea față de directorul de proiect și responsabilitatea lor, fiindcă responsabilitatea este foarte mare, atât materială, financiară, cât și de cercetare. Și pentru cumularea activităților de cercetare și management științific, directorii de proiect trebuie să fie cel puțin remunerați corespunzător. Aceasta a fost propunerea. De acord, domnule prorector, s-au expus de mai multe ori conducătorii de proiecte această opinie, zicând că va fi în anii viitor probabil că mult mai dificil să găsim persoane care vor accepta să fie implicați în proiecte de cercetare. Ce ține de buget, anul ăsta s-au folosit remunerarea la nivelul care a fost stipulat în devizul de cheltuie pentru fiecare proiect. Eu sunt absolut de acord cu dumneavoastră, trebuie să aibă un statut mai apreciat în mediul academic. Eu am mai expus, domnule președinte, și altă părere, că să găsească vreo modalitate de birocratizare, cel puțin parțială, a
acestor procese, nu de raportare la sfârșit de an, care se fac lunar pe parcursul întregului an și care ia foarte multe eforturi din partea celor implicați sau care conduc aceste proiecte de cercetare. Și uneori se creează impresia că se face poate în mod intenționat acest lucru pentru a demotiva pe cei implicați în proiecte să participe în aceste activități foarte importante. Bine, dacă nu sunt alte păreri, eu vă mulțumesc încă o dată pentru participarea dumneavoastră la această ședință comună a Senatului ASEM și Secției de Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Academiei de Științe Republicii Moldova. Să le dorim succes și în anul următor celor care vor continua implementarea acestor proiecte. Felicitări tuturor cu Sărbătoarea Națională a Statului Român și a românilor de pretutindeni, succes în tot ceea ce faceți și Doamne ajută! Aveți grijă de sănătate! Mulțumim mult! Mulțumim! O zi plăcută. Mulțumim. În continuare, vă doresc! La revedere! La revedere!